Sau și ne-am găsit la un nou episod din Roblox. Astăzi o să ne jucăm Murder Mystery 2. Deci sper să vă placă. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place. Și hai să vedem dacă puteți să strângeți noi 10 like-uri la acest episod sau 15 like-uri sau chiar 20 de like-uri. Mi-a zis cineva să zic un număr mai mare, nu doar 5 like-uri. Uitați aici. 10 like-uri să vedem dacă putem să strângem. Dacă nu putem, asta este. Dar, naiba, suntem 300 de oameni pe... De fapt, nu 300, 200 de oameni pe acest... Pe acest miroboran canal. Deci, a trebuit să se strângă și 100 și 200 de like-uri, dar... Unii dintre voi nu vreți să dați like, așa că... Na. Hai să vedem dacă se strânge la acest episod 10 like-uri. Deci dacă se strânge, o să fac un vlog când mă duc la mare. Deci v-am zis, o să fac vlog când mă duc la mare dacă se strânge. O să trească să fac un video care o să-l editez, nu știu cu ce. Dar dacă nu știți despre acest joc, este vorba... unul dintre noi este murderul, adică cel cu cuțit. Și unul mai este șeriful dintre noi. Eu sunt inocent, adică trebuie să fug, să am grijă la cel care e asasin. Noi nu știm care e asasin, cred că mai s-au făcut update-uri. Noi nu știm care e asasinul, deci trebuie să avem grijă la toți oamenii. A, acesta este asasinul, am înțeles. Fugi, fugi. Fata aia, ok, hai să o ținem minte, deci fata aia cu păr așa și cu sabie albastră, cu cuțit albastru la spate, bun. Uite-l! Fugi, 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 ok, nu m-a văzut. S-a dus după ăla. Bun. Aola, mai a prins pe cineva. Aola! A vrut să arunce cu cuțitul. Aola. Deci avem grijă pentru că murderul, adică cel care are cuțitul, cel care e criminalul, trebuie, poate să arunce și cu cuțitul în noi. Nu doar să vină la apropiere, deci trebuie să avem grijă și de asta, să ne ferim. Bun, nu știu câți mai suntem în viață, dar mi-e frică că poate și harta asta e destul de strâmtă. Cred că sunt prins, cred. Sunt prins. Uite, aruncă cu cuțit după mine. Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Încerc să o ofendez. Opa. Nu, nu mă lasă, nu mă lasă. Încerc să o ofendez. M-a prins și a câștigat. Eu eram ultimul. Deci, asta era. Știam care e, pentru că, na, l-am văzut. Dar eu când o să fiu asasinul, asasin, când o să fiu murder, vreau să iau... Stai că nu, n-am, trebuia să dau să văd care era șeriful. Șeriful e cel care are un pistol și dacă ne pușcă de greșeală, moare și el. Și cade pistolul și putem să-l luăm toți. Bine, cred că știți, nu trebuie să mai vă explic cum e acest mod de joc. Dacă fiți atenți, mie îmi place să le fac așa, fără să știe nimeni, să-i omor pe toți, adică... Așa, salti, să nu... Cum să-i vă explic eu? Să nu, uitați, de exemplu... Să nu știe, el deja... sau persoana respectivă... Deja s-a dus... Uite, iară sunt inocent, dar... Pe asta știu că poți să te ascunzi în tirul ăsta. Da, e mai distractiv să te alerge. A, uite, înainte n-a putea să apiși pe mânușa aia. Putem să ne încuiem aici în tir... Așa, bun. Acum nu, noi nu știm, nu știe nimeni cine e. Deci, deja am auzit, deci ăștia doi de aici nu e, pentru că am fost cu ei martor. Și na, trebuie să ne ferim. Eu când o să fiu, sper să mă dea și pe mine mardă de la... Când o să fiu... Uite, asta nu mai e. Vreau să... Da, puteți să intre și canaliza... Aolo, ăla e, ăla e! Fugi, 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 fugi! Sunt blocat? Nu! M-a tăiat.
Asta a fost. Eu când o să vreau, vreau să fac stealth. Deci, știți, mai v-am zis odată. Stealth, adică să nu știe nimeni care e mortă. Adică dacă sunt eu, vreau să fac fără să știe absolut nimeni. Pentru că, da, o să fie mai distractiv să mă dau așa drept, să nu știe. Bun. O să dăm shop. Nu știu că pot să-ți cumperi și cuțin. Am 229. Și o dat o cutie, costă 1000. O să mai strânge bănuți. O să mai mă joc eu off-camera. Uite, putem să dăm spetit. Asta era Cliffy. Deci ăsta este cel cu cuțit. Ăla e șeriful care trage. Un mai... Câți mai sunt? Deci mai e 1, 2, 3, 4. Gata, l-am pușcat. Deci a câștigat. Putea să dureze mai mult, dar uite că l-am pușcat. Bun, cred că toți știți aici că puteți să vă băgați. Da, mi-a arătat și când la final de meci îți arată cine e murderul, adică cine a fost criminalul. Bine, criminalul poți să știi deja, pentru că când te omoară îți dai seama. Și na, e distractiv. E destul de gros. Suntem 9 player. Ia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nu știu ce mai... A, uite, 10 player. Da. Deci suntem 10 player pe acest server. Sper să mă dea și pe mine. Ori șeriful, șeriful ăsta. Bun, hai să vedem. Începe un nou match. Sunt tot inocent, bun. Ca inocent, știi ce trebuie să fac, să fug. Și avem 10 secunde, bine, să ne ascundem sau să fugim. Da. Chiar aș vrea să, vrea să mă bag în frigider. Nu știu care e. Stăm așa să analizăm. Partea asta. Cred că ăsta e, că vine după mine. Sau cred că ăla e, dar nu vrea să se dea de gol. Ăsta cred că e. Mi-e frică. Oh, fuck. Oh, l-am auzit pe șerif. Ăsta e că cred că, uite, cu suta asta că vine după mine. Pleacă, nu. Ăla, credeam că ăla e. Sau, na. Văd că cel care e joacă mai stealth. Cum vreau, cum v-am explicat vouă că vreau să joc stealth. Okay, nu știu cine e. Bine, poate să ne dea, poate să mă dea de 2-3 ori și pe mine. Adică avem șanse mari. Nu spune că tot ăla e. Mi-e frică, mă, să stau lângă ăștia, pentru că nu știu încă care... A, cred că ăla e cu mănuși. Cu mănuși ăla, cred că e. Mi-e frică, frate. O, oh, mai... Mamă, sunt mulți. Mamă. Văd că criminalul încă n-a atacat pe nimeni. O, oh, am înțeles. A atacat. Deci ăștia nu sunt de aici. Așa? Asta o fi? Habar n-am, băieți, care e criminalul. Nici șeriful nu-l știu. Mi-e frică să nu mor, vreau să... Oh, am omorât pe cineva aici. Asta... O, oh, lăsă. A, uite, ăsta era, mă! Bă, mi se pare mie sau... O să mă uit pe video și să văd dacă am trecut cumva pe lângă el. Posibil că am trecut de multe ori, dar nu m-a atacat pentru că era multă lume. Da, deci ăla era, frate. Aolo, puteți să-l uităm spetit. Mai e unul. Nu, nu punem criminalul. Deci... Bă, ăștia doi sunt prieteni, nu te cred. Nu se atacă, unul. Nu prea e corect, dar în fine. 1, 2. 2 mai sunt. Faza că ăsta trebuie să-l găsesc. Uite, văd că nu atacă pe fata asta, deci cred că ăștia doi sunt prieteni. Mă refer în viața reală. Fanny, Cathy și cu Navor 16.
Că-l caută pe ăsta, aoleu. Bă, face și ăsta teaming. Nu prea e corect, frate. Mi-a dat experiență. Nu prea e corect. Să faceți, bă, băieți, teaming. Bun, sper să mă dea și pe mine. Alex, da. Până acum nu am ales harta. Bă, s-au băgat multe hărți, nu știu harta. Stai să băgăm vot. Nu. Hai să băgăm vot pe asta, că... Na, nu știu. Nu știu harta asta. Na, posibil că s-au mai făcut update-uri pe acest mod și s-au mai băgat hărți noi. E că, na, altceva nu mai s-a băgat hărți noi. Ce să mai se bage? Bun, asta cred că o știu. E la bancă undeva. Tot inocent, frate. E greu să te dea șerif. Mardă, dar eu vreau să mă dea. Și ce, o stau aici. Sper să nu mă vadă. Bine, că poate să mă vadă mult, dar... Ce stau aici? Poate nu mă vede nimeni. Deja, cel care e criminal a omorât pe cineva. Nici bine n-a început meciul și deja a omorât pe două persoane. Eu încerc să rămân ultimul, dar nu știu acum cine o fi. De fapt, stai că trebuie să culegem bănuți. Iar mai omor pe cine. Aia e din nou. Aolo, aia cu cuțit. No, să mor. Ba da, nu sunt. Ba da. Alexa. Sau cum o cheamă, Alex. Din nou era asta, frate. Dar era hartă mică, bro. Mai e unul. 2, 3, 4, 5, 6. 6 oameni în viață, frate. Cred că a murit al treilea. Din nou a dat-o, a avut noroc și a dat-o pe Alex Cnoc. Sau cum o cheam pe asta. Dar una mai puțin scump. Toate sunt 1000, frate. Efecte, mă. Power. Da, toate din păcate sunt. Sau nu chiar toate. Asta ne trec, de. Da, cam toate sunt, bă, băieți. N-o să închem episodul, că vreau să mă dea, frate, deci... Nu mă dau bătut, vreau să mă dea măcar o dată. Uite, acesta este șeriful. Lime time. Mai e unul. 2, 3, cred că 4 mai sunt. Da. Ce noroc, mă, că a dat-o pe asta iară de două ori, pe Alex ăsta. L-a dat de două ori. Uite că ăsta, omul ăsta nu vrea să facă stealthy. Bun, bine că orice om face cum vrea. Adică, na, nu te pune jocul să faci stealthy, să nu știe nimeni care ești. Oricum, se aude sunetul ăla. Sau ceva de genul. Cum faci când te omoară. Dar, na. Eu vreau să par cât mai natur când, adică, să mă prefac așa, că... Bine, să nu mă duc după unul, pentru că o să fiu... Când te duci după o persoană, ești așa suspect, că vii așa după el. Nu, vreau să trec pe lângă ea, să mă fac așa că nu sunt eu și când nu se așteaptă, îl omor. Dar vreau să îi omor pe cei care, bă băieți, pe cei care, cum să vă zic eu, vreau să îi omor pe cei care, pe care sunt singuri așa, dar posibil că o să stea un grup. Bun, hai că s-a terminat și da, știm care e criminalul și care a fost șeriful. Măcar șerif să mă dea dacă nu mă dă murder. O să mai bag încă 3 sau 4 runde. Pentru că vreau să țin episodul acesta mai lung. Pentru că n-am de ce să-l țin mai scurt. Da, și știți că aici e o cameră secretă, față că nu mai știu cum să iese. Asta e că trebuie. Vreau să mă duc să votez, dar trebuie să mă pun așa. E cam greu de ieșit.
În fine, nu știu ce hartă s-a votat. Tot inocent. Stau aici. Se închide poarta sau nu, bun. Olo. Cum se închide muzica la jocul ăsta? Bun, pentru că muzica aia e copyright. Tână. Și mie să nu-mi iau copyright, de-aia am închis muzica din joc. Mai s-aude? Stai să-și. Da. Faza e că acum nu mai aud sunetul. Când omoară pe cineva. Asta e problema. O să mai coleg niște bani. Hai să dăm-o puțin. Victory. Bă, l-a pușcat deja pe murder. Bun. Bă, vreau, te rog, dau de... Aole, dar sunt șase foarte, foarte și foarte mici să te dea șerif. Măcar șerif să mă dea. Șerif sau murder sau criminal. E foarte greu. Hai să deschid asta. Dacă trebuie să ai bula să spice. Hai să scăp pe House 2 pentru că, nu știu, eu pe asta o votez. Și văd că o votează 3 persoane. Bun. Hai să scăm pe harta asta. Ce harta mai sunt? Stai să mă dau mai așa să nu le ating. Mai aia și nu știu, ultima care a fost. Stați așa. Bă, băieții, am făcut pe filmare, că am vorbit cu cineva, cât am oprit filmarea, uitați, m-a dat murder. Nu o să mă duc după player, vreau să-i fac stealthy. Aici. Stai cu minte, stai jos. Nu știe nimeni, au fost doar 3 persoane aici. O să vreau să omor șeriful ăla. Bine că e timp limitat, sau cum se zice. Adică n-ai tu un timp. Și ascultă-mă. Na, vreau să încerc să fac stealthy, dacă pot. S-a dus singur. Bun. Deci când se duce singur, stați așa să oprez muzica, că parcă văd că mi-au copyright și nu vreau. Olo, am înțeles. Manda, cred că de gol. Și m-am pușcat ăsta. M-a dat de gol, frate. Asta este, băieți. Hai că mai băgăm un match, de ce nu? Dar n-am cum să mai pic, frate, e foarte greu să mai pic. Am vrut să-l omor pe ăla, dar na. Asta este. M-a prins, până la urmă. Am omor câteva persoane. Hai să scăm pe harta asta, please, bă, băieți. Nu știu ce hartă o fi, dar... Mă enervează că a pus ăla muzică și... Nu de alta, dar mi-au copyright. Pentru că e muzică de pe TikTok. Și mă enervează că a pus la muzică. Nu știu cine a pus, dar a pus cineva de pe server muzică. Și lucrul ăsta mă enervează. Da, de data asta m-a dat inocent. Ok, hai că mai jucăm această rundă și o să închid și episodul. Bă. Bun, băieți, am revenit.